Salutare tuturor, ai spus Seller și bine ați revenit la un episod din Dying Light. Tot când am întâlnit, am aflat despre Gazi și că el are mai mult de-astea, antizimă de-asta, de medicament de la pucios de care ne trebuie nouă să supraviețuim nenorocirii astea cu zombies and shit. Și acum ci că trebuie să intru prin acoperiș în casa lui Gazi, așa că hai să zic că skillurile mele de parkurist mă vor ajuta, deși mă îndoiesc de capabilitățile mele de a sări. Oh, am reușit. Puțin cam ciudat parkour în jocul ăsta, puțin cam ciudat, n-am ce spune altceva. Oh, ok, stai. Stai să deschidem chestia asta, poate. Poate ceva bun dă ceva bun? Yay! Pup, pup. Oh, wow! Da, chestia aia. Ah, shit. Stai să o echipez. Cu asta. Atât. Ia-mă cum arată. Oh, grozav. Cauzează ceva damage. Hop! Zicem ce e în casa lui Gazi. Poate că simt pe măsa. Sincer, n-am chiar văzut cadavre, deși... sweet. Iam. Damn, miroase căcat pe aici. Dacă aveam Oculus Sniff, Oculus Nas de ăla, să mirosim totul. Din ce are în frigiderul ăsta? Cafea... Halva, mamă, vreau și eu halva. Ce mai e pe aici? Nimic. Chimicale. Hello, Gazi. Whoa. The movie is on. Mama's watching. Ok. De unde-i măsa? Is mama happy? The fuck? Mama's real happy. Gazi got her chocolates and a movie. Poți să-l bat? I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Oh, Mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. There on the table. Yeah, thanks, Gazi. Gazi make everybody happy. Da. Jesus. They are on the table. What table? Mai e vreo masă pe aici? Oh. Ne. Pa, Gazi. A, trăsesc ca boschetare pe... pe unde am venit. Știi, eu nu folosesc ușa ca oamenii normali. Eu folosesc ieșirile aeriene din tavan. Oh, God. Chestia asta e ciudată. Ok. Bum. Hai să ne întoarcem la Lena, poate îl rezolvăm și pe boss. Băiatul ăla. Ia cam o ceara, măti. Mai gați că ți-a zombat de pe aici. S-a-i spunea cineva să mă uit pe mașini de poliție și... și ambulanțe. Știu că văzusem eu câteva. Trebuie mai sus puțin să mă uit. Zicem cât de sus. Oh! Uite, chestia aici. Știu că șansele să găsești arme sunt destul de mari dacă fac asta. Și cred că am să fac asta. Să explorez puțin prin aici. Ce, vrei ceva de la mine? Pa, bă! Stai. Salut, ne mai vedem. Salutați-vă, copiii. Ok, stai să vedem până ieșim acum. Nu pot face parcurs pe alea? Nu cred că pot face. A, pleacă mă de aici. Nu te-a întrebat nimeni nimica. Uite că vreau să văd ce putem crafta. Blueprints, lockpick, throwing stars... Pot să fac niște medkit-uri care sigur mă vor ajuta.
Medkit, lockpick-uri, foarte bun. Ce e aia? Ce e asta? Weapons. Amen. What they make? Holy crap! Cuții cu electroșoace. Holy shit. Bine, itemul ăsta nu pot să-l mai folosesc, să-l repar decât o dată, așa că nu am să-l folosesc prea des. Hai să vă pun de Dumnezeu, fugim. Oi, Doamne. Încăpuțin, încăpuțin. Și bam. Ei, ne-am menținut bine. Făcea gluma care se făcea legat de jocul ăsta. Jocul ăsta e ca, ca jocul ăla pentru copii mici. Podeaua este de lavă. Știi? Încercam, așa mă simt. Încercăm să sar peste tot și toate alea. Mașină poliție. Nu, 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 nu. Nu, întoarce. Eram sigur. N-am cum să verific mașina de poliție, plus că era și very hard. Așa că... Dar totuși... Hai să încercăm puțin. Hai, dă. Oh! Nu poți, sunt prea mulți. Și așa nu-și genul de zombie care mor imediat. Ieși, mă! Nu mă bag, las-o așa. Prea multă treabă, șansele să mor sunt mari, așa că prefer să nu. Poate găsim altă mașină de poliție sau ceva. Uite o farmacie aici, ar trebui totuși să mă duc puțin până... Și o mașină de poliție, super! Da, e cam goală. Și ce am lanterna pornită? Nu merge. Deci dacă găsim ceva în farmacia asta. God damn it! Vă spun că trebuie să mă sui pe casă. What? The fuck? Asta a fost ciudat. Asta a fost foarte ciudat. Tut. Ia mă, poate trebuie să intrăm pe acoperiș. Nu, se pare că nu intrăm pe acoperiș. Ușurel, calmează-te. Poate pasă dacă o deschidem. Easy. Bă, și ambulanța e bună. Ce-am spus? Da, a fost super asta. Pot să închid ușile sau ce? Ok, ia să vedem dacă e vreo ușă pe aici ca să deschidem. Pleacă, mă. Alcool. Nu, n-ai cum. E ușă prea retardată. O, ce e aici? Le găsim niște lucruri bune și le pare rău după aia. Mamă, un cafea asta dacă mă îmbogățesc. Te înțeleg că numai dubele de poliție sunt bune pentru lutat, că acolo găsești ceva. Atât. Ușurel. Ușurel. Pa, băieți! Ce mașină asta? E o dubă, pur și simplu. Mă gândeam că e o dubă specială de ceva. Ce e aici?
Mă arată că trebuie să mă sui sus. Ia mă să vedem ce e. Sunt sus, acum ce? Au! Oh. Alo? Crane here. Report. Tower boss is named Brecken and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. Oh. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Mm-hmm. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Okay. Hmm. Ah, trebuie să mă duc pe aici. Bum. The fuck? Și eu care mă gândeam că asta se poate cățăra pe ceva. Ah, perfect, uite, am ajuns fix la intrare. Salut, băieți! M-am întors. Sunt eu. Nu știu. Dar au fost 3 luni cu un motiv, poate. Zic și eu. Ne. A, asta a fost rapid. Hai să zic că medicamentul ăsta va ajuta pe Brecken să-și revină puțin din criza lui. Ce aici? Trade. Sell. Dude, am o tonă de cafea. Sunt fucking valuables, bro. Așa, hai să vedem ce putem cumpăra de la el. Și ce să mai vând. Fuck this. Fuck this țavă. Asta rămân, buy. Ah, n-are nimic. Brick hammer. Avea ceva ăla. Ia, hai să vedem ce face Brecken ăsta. Ok. Ah. Aici? Nu aici. Cineva se trezește și nu cred că îi place că am venit în camera lui. Them nipples, though. Mai sus înseamnă. Nu? Ne dă și pe... freză. Nu știu cum îl cheamă. Amir. Rahim. Amir, Amir. E, poate aici este. Ileanu! Fă! I'd have got your anti-seizure medicine. Thanks. Oh, how'd things go with Gazi? Well, he may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Da. Yeah. She seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this on to you. Ce e? With his thanks. What? Survivor rank up! Yay! Yeah. Ce mi-a dat? Champion weapon upgrade, improver weapon level 1. How do I use it? Mai facem medic dacă tot stă în capitolul ăsta, zic și eu. Așa. Look for a redor prin cauldron area, ok. Stai aici, parcă era închis asta. Așa că n-are rost să mă chinui să stau acilea. Tu, hei, salut! Era simpatic, nu-mi dau ceva. New items de 3, ce ai? Nu se gândește, ce e asta? Adds bleeding to o any melee weapon. Asta sună fine. Melee weapon. Nu știu dacă a fost cea mai inteligentă idee, dar... fuck it. Hey, do you have spare keys for 202? What? Well, what's the problem? Something's going on in there. The door's locked from inside. Oh.
Can craft new items, what? Nu știu, bro, despre ce discuți, eu am treabă. Hai să zic cu airdrop-ul ăla de jos, să vedem dacă ne ajută cu ceva sau nu. Și dacă reușim să-l luăm. Asta e important. Salut, băieți. Deci face asta, salut. Clawhammer. Bună. Ei, tu nu erai sus? La shop? Stai, era shop-ul ăsta aici, ia să vedem. Salut, bă! Oh, uite, hammerul ăsta costă mai mult. Damage 52. Oh, sună bine. The fuck is... Da, da, I know. Ia, mă, ce hammer? Oh, shit, stai. Skills, survivor. Ce avem aici? Da, mișto. Ce asta? Elemental throw, low heart gate starts with 3 additional effects, freezing, burning and exploding. Nice. Și nu, vreau asta. Și după aia seamă asta de aici. Well, that's fucking nice. Ok, hai să facem cu airdrop-ul ăla odată treabă. Ia, mă, vreau să văd cel topor care, ciocan care luat. Wow. Groaznic. Ok, lumea, cam asta viitor pe această parte din Dying Light. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!